Doamnelor și domnilor, bună seara și bun găsit la un nou grupaj informativ. Fermierii din Vrancea au protestat astăzi la sediul Unității de Combatere a Căderilor de Grindină Moldova 2, solicitând suspendarea tragerilor cu rachete. De partea cealaltă, reprezentanții unității spun că sistemul este benefic. Fermierii vrânceni și-au exprimat încă o dată nemulțumirile legate de sistemul antigrindină din Vrancea. Aceștia consideră că alungă ploile, iar asupra sistemului care ar putea genera precipitații, aceștia spun că nu au fost făcute studii suficiente. E un motiv pe care noi îl invocăm de câțiva ani de zile, este vorba de rachetele antigrindină. Faptul că constatările fermierilor, ale tuturor fermierilor, sunt general valabile, noi susținem că datorită tragerii cu rachete antigrindină, zona noastră este vitregită de precipitații. Au fost discuții la Ministerul Agriculturii, domnul ministru a promis că va emite un ordin prin care va reglementa tragerile, deocamdată nu s-a rezolvat nimic. Așteptăm, sperăm, dar campania de trageri, după cum vedeți, o să urmeze curând. Deci trebuia ordinul să fie emis. Studiul de impact nu este făcut, deci nu s-a rezolvat. Mai mult decât atât, tragerile se fac în baza unei legi. Legea nu are studiu de impact făcută, deci nu este, din punctul nostru de vedere, reglementată cum trebuie. Așa cum a spus și colegul meu, de asta suntem aici, de câțiva ani funcționează acest sistem în detrimentul fermierilor. Noi chiar am ajuns la limita suportabilității, practic și seceta care o recunoaștem cu toții pedologică e instalată de mulți ani și asta este trendul din păcate, iar ploile de vară sunt condamnate la pieire datorită acestui sistem. Noi nu mai beneficiem de mulți ani de zile de ploi de vară, pentru că acești nori care precipită sunt imediat atacați cu aceste rachete, cu iodură de argint și, bineînțeles, există posibilitatea descărcărilor doar acolo unde se trage. Ei nu trag norii, practic sunt la poalele munților, la poalele dealurilor, acolo sunt lansate azimuturile și acolo descarcă, acolo precipită și noi la câmp unde este chiar necesar apa, nu mai beneficiem de absolut nimic decât de acele ploi mărunte de 2 litri, 3 litri care sunt superficiale. Mai mult decât atât, acest sistem, din punctul nostru de vedere, acționează din 2016-2015 ilegal, pentru că nu există studiu de impact. Studiu de impact la iodura de argint odată. Această iodură de argint este un element chimic care nu se află în stare naturală în natură și în anumite concentrații este letal pentru biodiversitate. Al doilea lucru foarte important este studiul de impact asupra sistemului. Asta trebuia să aibă loc, să fie ca bază la ceea ce a urmat, adică la punerea în operațiune a acestui sistem, fapt care nu s-a întâmplat și din punctul nostru de vedere considerăm că ar trebui închis imediat până când va fi făcut acest studiu și care va arăta așa cum stau lucrurile. Și bineînțeles, la acest studiu trebuie să fie chemați profesorii, universitățile care au neapărat la catedră și fizică, fizică meteorologică și să spună și ei părerea. Ei nu au fost consultați, nu există acte, nu ni s-au pus niciun document astăzi, cerem de câțiva ani aceste studii, ceea ce au, nu ni s-a pus nici până astăzi nimic. Oare noi, fermierii, care ar trebui să fim beneficiarii acestui sistem, nu am fi îndreptățiți să beneficiem de aceste documente? Noi suntem beneficiari
acestui sistem antigrindină. Dacă noi nu-l vrem, de ce să mai trage? Adică noi nu-l vrem. Noi cei care beneficiem de sistemul ăsta, de antigrindină sau cum îl mai cheamă acum, cumularea norilor de ploi, dacă noi nu-l vrem, dumnealor de ce insistă să-l vrea? Adică noi suntem agricultori, noi băgăm plugul în pământ, nu ei. Da, și mai e o problemă care trebuie... Nu înțelegem, adică e o chestiune care s-a demonstrat încă științific, nu, dar noi credem că da, că nu are eficiență pentru necesitatea noastră de a acumula ploi în zonele unde nu sunt. E clar că se întâmplă altceva. Și atunci, dacă noi nu-l vrem, de ce să insistă pe el? Să se oprească, domnule, haideți să facem studiile, cum a spus și domnul Scutaru și domnul Panfil și toți care suntem aici, haideți să fac niște studii de impact. La noi a mers totul cam după ureche. Haideți să oprim. Nimeni nu vrea nimic, nu avem personal, nimic cu nimeni, absolut. Eu vă spun ceva, eu am fermă de vaci, mi-au căzut, uitați-le acolo, mi-au căzut pe animale. Domnii de la jandarmerie o să vină să spună că-s ilegal pe terenul meu cu umblu cu materiale pirotehnice. Dar de ce nu-i întreabă pe ei? Știți de ce? Pentru că nu s-au făcut aceste studii, să vadă dacă e un impact major asupra populației, asupra oamenilor, asupra... Păi nu puteți trage așa la nesfârșit. Mai mult decât atât, unii fermieri susțin că o parte din rachete ajung la sol și pun în pericol viețile oamenilor sau ale animalelor. Dânșii au o procedură cu traficul aerian care o respectă. În schimb, nu au nicio procedură în ceea ce privește siguranța cetățeanului. Astfel, noi găsim zeci de astfel de rachete care sunt pe câmp, înfipte în câmp, ei au o constituție jumătate, trei sferturi din corpul unei rachete și la impactul cu un mijloc de transport, la impactul pe o șosea, pe autostradă, la impactul cu un fermier, cu un mecanizator, ele sunt fatale. Deci nu mai există, nu mai pleci de acolo, nu mai... Și noi am găsit, acum ne se reproșează că de ce nu le-am adus, noi le-am depus la 112, am făcut cu locația, că e foarte important și locația, că adânci și în procedură când fac să stabilească locația, e lângă autostradă. Nu se trage, stabilește altfel de rachetă, s-a autodistrugit total. Nu poate să vină un corp de rachetă de 4-5 mii de metri, de 4-5 kg și să înfingă în pământ și noi n-am fost acolo, dar dacă suntem acolo, ce se întâmplă? De partea cealaltă, directorul Ionuț Lazăr de la Antigrindină spune că sistemul este benefic și că reduce pagubele. Sezonul operativ a început de la ora 12. Astăzi, o mare parte dintre fermierii din județul Vrancea și-au manifestat intenția de a manifesta împotriva faptului că începem sezonul din grija lipsei precipitațiilor, să spunem așa. Încercăm să avem în continuare un dialog cu dânsii și să le explicăm faptul că seceta este un fenomen regional, nu este un fenomen local deasupra unei ferme sau asupra unui fermier, iar rachetele antigrindine nu au un impact asupra secetei instalate în zona noastră din ultimii ani. Ba mai mult, în cadrul Autorității Naționale pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Stimularea Precipitațiilor s-au prevăzut printr-o hotărâre de guvern fondurile necesare realizării unui studiu de impact, așa cum dânsii au cerut și domnul ministru a aprobat. Mai mult de atât, o să încercăm să le ascultăm din nou părerea, o să transmitem mai departe solicitările și informațiile care dânsii ne le transmit. Însă sistemul, după părerea noastră, trebuie să funcționeze. Este extrem de riscant să oprim un sistem care funcționează și a protejat culturile agricole cu o valoare economică extrem de mare. Iar asumarea, nu știu, răspunderii pentru oprirea sistemului pentru o perioadă de timp cu dânsii solicită este extrem de riscantă în contextul în care statul român a investit bani pentru a crea un sistem funcțional, pentru a aduce tehnologie de ultimă generație în România. Avem rezultate remarcabile și cred că putem veni în perioada imediat următoare în sprijinul fermierilor prin implementarea tehnologiilor de stimulare a precipitațiilor, extrem de necesare în zona noastră a județului Vrancea, dar nu numai. Și din câte știu, s-a aprobat printr-o hotărâre de guvern, s-au aprobat fondurile necesare pentru realizarea unor proiecte de cercetare privind stimularea precipitațiilor și sperăm să le implementăm cât mai repede. Nu poate influența racheta norul. Ba mai mult, racheta nu explodează în nor. Sub nicio formă nu explodează în nor, iar iodura de argint se degajă prin ardere în nor, unde se introduc acele nuclee de condensare și se produce fenomenul de
stopare a creșterii în dimensiune a grindinei din nord. La protestul de astăzi au participat 45 de fermieri cu 30 de utilaje. Acest protest este unul spontan, realizat în urma discuțiilor din acest weekend, înaintea începerii activității sistemului antigrindină. Suntem peste 45 de fermieri adunați, care întrunesc în total 45.000 de hectare, iar utilajele aduse sunt peste 30. Suntem prezenți doar la un protest spontan. Dacă lucrurile și promisiunile nu sunt ținute, vom organiza un protest cu toate utilajele.